New water poses problems for the youngsters, but they know where to find a dry seat. A juicy snail is ample recompense for sodden paws. Having survived the dry, barren times, animals can now reap the rewards. On this seasonal planet, the Great Plains are lands of feast and famine. At their peak, they support the greatest gatherings of wildlife found anywhere on Earth. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Realitatea Zilei. În această seară, alături de mine, am ca invitați pe domnul Filip Teodorescu, președintele Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, din SRI, și profesor universitar dr. Cristian Troncotă, care este și redactor șef la revista Vitrali. În această seară vom vorbi despre serviciile secrete românești. Bună seara, în primul rând. Bună seara. Mulțumim pentru invitație. Aș vrea să vorbiți puțin despre istoria serviciilor secrete. Ne puneți într-o mare încurcătură. Nu putem vorbi puțin despre istoria Serviciului Național Român. Ei, să trecem în revistă, să spunem așa. Deci, specialist în istoria Serviciului Național, Serviciul de Informație Națională din România, este domnul profesor Cristian Troncotă, care studiază și are aplicare asupra acestei probleme. Cred că în prezent din România este cel mai documentat în problema istoriei acestui serviciu, principalul serviciu de informații din România, de când există el. Eu cred că ar trebui să-i dăm cuvântul domnului profesor. Da, păi să vă punctez atunci câteva idei fixate în lucrările pe care le-am elaborat până acum. Vreau să vă spun că în 99 am scos o lucrare la care țin foarte mult, Istoria Serviciilor Secrete Românești de la Cuza la Ceaușescu. Este o lucrare de sinteză care cuprinde această perioadă 1859, deci începutul statului modern român. Cuza, domnitorul Unirii, este cel care înființează prin decret, în alt decret domnesc, prima structură informativă în 28 noiembrie 1959, deci chiar în anul Unirii. Și se întinde, evident, nu până în 1989, da? Dincolo de 1989, discuția este mai mult teoretică decât istorică din motivele sne de înțeles. Eu am împărțit această perioadă în mai multe etape. Am spus așa, până la primul război mondial, o etapă de formare, de coagulare a structurilor. I-am spus cercetașii, sigur că am folosit așa să vă spun și modelul lui Iorga. Iorga, pentru cele 11 volume ale istoriei românilor, avea câte un titlu pentru fiecare volum, spre exemplu pentru perioada veche, Oamenii Pământului, pentru perioada romană, Sigiliul Romei, pentru perioada întemeitorilor, cavalerii, revoluționarii, etc. Așa am căutat și eu ca printr-un
printr-o expresie să pot să identific ceea ce a fost caracteristic pentru serviciile de informații românești. Și pentru această perioadă 1859 până în 1914, până la primul război mondial, i-am spus cercetași. Mai mult de acțiuni de-astea de a intra în teritoriul inamic, a culege informații, a le transmite mai mult de atât, n-au progresat. Sigur, s-au făcut și primele cursuri, primele ordine pentru munca de informații și așa mai departe. Perioada primului război mondial și până în 1940, deci până la al doilea război mondial, i-am spus pe fataliștii. De ce? Pentru că serviciile au fost foarte profesioniste. Avem serviciul secret de informații condus de Mihail Morozov în 1924, informații foarte bune, dar oamenii noștri politici n-au știut să le valorifice. Și această perioadă se încheie cu ce? Cu o catastrofă națională. Prăbușirea granițelor național-statale. Iar, să spunem așa, teza pe care am formulat-o pentru această perioadă, că un serviciu de informații cât de bine ar lucra, cât de bine este condus cu oameni care știu să facă sacrificiu suprem pentru interesul țării. Nu este suficient să poți obține performanțe în domeniul politic. Dacă omul politic căruia îi este adresată informația de securitate nu e capabil să o valorifice în interesul națiunii, atunci anulează practic profesionalismul acestor oameni. Ăsta este un adevăr care, din păcate, istoria noastră îl pune în evidență. Acest lucru se întâmplă în acest moment. Nu vreau să fac legătură cu ce este în moment, dar vă spun un singur lucru pe care mi-l asum. Și nu mi-aparține, aparține marelui savant, marelui cărturar Nicolae Iorga, și anume că istoria se repetă cu alți oameni și în alte timpuri. Dacă nu știi să înveți din istorie, nu vei ști niciodată să îi eviți erorile și îi vei repeta greșelile dacă nu cunoști istoria. Asta ne spune Iorga și, din păcate, istoria noastră. Și atunci, de ce facem istoria, serviciul de informații în ziua de astăzi, și de ce ne zdrobim noi, o să vedeți prin revista Vitralii, să reconstituim capitolele cele mai importante din istoria serviciilor de informații românești, tocmai pentru a demonstra utilitatea acestei instituții, raporturile cu factorul de decizie, și să învățăm din greșeli, să învățăm, să cultivăm, să preluăm ceea ce a fost bun, pentru că ceea ce a fost bun formează tradiția informativă la români. Expresia nu e chiar atât de pretențioasă, e simplă, normală, de bun simț, dar în același timp, din studiul istoriei, să învățăm corect, să evităm greșelile. Și sigur că, dacă vreți așa pe scurt, două vorbe și despre perioadele anterioare, perioada celui de-al doilea război mondial, unde avem iarăși un serviciu special de informații condus de Eugen Cristescu cu performanțe extraordinare, dar pierdem războiul. Pierdem războiul, România aliată cu cel mai puternic, cu Germania, care 2 ani de zile, 39-40, și unul se jucase până Europa, nu? Trecuse și pe sub arcul de triumf de la Paris. E, da, am fost întotdeauna, noi am știut să ne aliem cu cel mai puternic pentru a ne rezolva problemele de interes național. Și până la urmă am pierdut. Iar o să spuneți că sunt malițios. Sunt. Dar asta a fost constanta a tradiției noastre, să ne aliem cu cel mai puternic. Ne-am aliat cu Imperiul Otoman, ne-am aliat cu Imperiul Austro-Ungar, ne-am aliat cu Imperiul German al doilea Reich, cu al treilea Reich, ne-am aliat cu URSS-ul și am câștigat. Poate experiență. Și o să vedeți că am pierdut. Scuzați-mă, dar de data asta să învățăm măcar acum din aceste experiențe istorice și să evităm să mai ajungem în situații. Dacă ne-am aliat cu americanii, să mergem până la sfârșit cu ei,
că dacă începem iar să întoarcem armele, atunci e o poveste care se repetă și atât de mult în istoria noastră, încât va fi greu de suportat pentru acest popor. Domnule Teodorescu, dumneavoastră a fost un punct cheie al serviciilor secrete. Unul din. Vorbiți puțin despre acest lucru. Prelund ideea expusă de domnul profesor Cristian Troncote, sigur că și după încheierea celui de-al doilea război mondial, sigur că Serviciul Național de Român de Informații a existat, că nu poate, nicio țară nu renunță la acest serviciu, indiferent că e mai mare, că e mai mică, nu poate să renunțe, că are nevoie de informații întotdeauna. Sigur că la începuturile sale a fost normal sub influența ocupantului sovietic, asta a fost, România sub ocupație și sigur că a ocupat-o din toate punctele de vedere, nu numai economic, politic, dar și din punctul de vedere al Serviciului Național de Informații. El a reușit totuși să subziste sub titulatura și cu marea parte a ofițerilor de informații care au activat și anterior, o parte până în august 48, când a fost, sigur că Serviciul Național de Informații nu era organizat cum s-a întâmplat ulterior. Dar eu îmi place să mă refer la Serviciul Național de Informații, adică partea propriu-zisă de informații. Nu să amestec aici jandarmeria, poliția și multe alte componente, inclusiv pompierii sau eu știu pe mai cine. Asta a fost o eroare a românilor care au acceptat sistemul rusesc atunci când România a fost ocupată. Au acceptat că n-au avut altă soluție, asta în fond trebuie să recunoaștem, la țara ocupată. Și s-a introdus sistemul sovietic, amestecând toate aceste domenii și cu Serviciul Național de Informații. Da? Serviciul Național de Informații a fost integrat în structura asta, să zicem, model sovietic, abia în aprilie 1952. Până atunci a subzistat sub forma SSI-ului, Serviciul Secret de Informații, așa cum a funcționat el din vremea lui Eugen Cristescu. Sigur că conducătorii s-au schimbat. Șeful serviciului a fost arestat, dus întâi la Moscova, l-au stors de informații cât au putut, dar au fost, sau de câte am citit, că eram născut, dar nu eram în măsură să percep asemenea elemente. Deci l-au stors de informații, s-au purtat civilizat cu el, rușii, și povestea cei care au fost de față că așa de bine era pregătit și informat și erau interesați rușii, că își luau notițe din ceea ce relata Eugen Cristescu, cum și-a desfășurat activitatea Serviciul Secret de Informații Român. A sfârșit, sigur, greu, rău. Așa se întâmplă când ești în funcții din astea cheie. Din păcate, cei care vin, își, după ce obțin ce doresc, trec la lichidare. Așa s-a întâmplat și la sfârșitul lui 89. Nu e nicio modificare. Și tot ce spunea domnul profesor Troncote, din păcate și n-a continuat ideea, că nu s-a încercat să se valorifice experiența căpătată de-a lungul timpului. Nu, asta se preia. Nimeni nu se naște ca pasărea Phoenix din cenușe. Deci aici nu există. Întotdeauna se preia. Eu sunt ofițer de informații din 1961. Deci am oarece vechime. Și am prins și perioada și am lucrat numai în contraspionaj, chiar la informații. Deci n-am cu, nu știu ce, poliție politică, cu povești de genul ăsta, inventate ulterior. Deci numai în contraspionaj și în spionaj. Spionaj român, sigur, pentru România, nu pentru alții. Că au mai fost și de ăștia care au făcut pentru alții, nu pentru România. Aceia se cheamă trădători, în accepțiunea generală, în toată lumea. Cei care furnizează informații despre țara sa, altora, a unei puteri, poate să nu fie adverse, dar unei puteri străine, este trădător. De altfel și codul penal așa-i
intitulească Codul Penal Român. Deci, informațiile care au fost obținute anterior schimbării bruște și sângeroase de regim din decembrie 89, informații în legătură cu ceea ce urma, conducerea politică a țării anterioare acelor evenimente, sigur că a fost informată de Serviciul Național de Informații. Ce spunea și domnul profesor, n-au ținut cont de aceste informații, a ajunsese chiar să exprime și foarte nervos, sunteți niște trădători, mă dezinformați, nu-mi spuneți că nu e așa, îmi spune și s-a dovedit că așa era, cum am spus noi. În numărul 1 din această revistă, acum 2 ani, am publicat... Din revista Vitralii. Din revista Vitralii am publicat două documente foarte importante, din care rezulta că Ceaușescu a fost informat de securitate exact cu ceea ce urma să se întâmple. O notă, spre exemplu, era datată 4 decembrie. Decembrie, unde îi spune foarte clar că din informațiile obținute rezultă că, așa cum s-au înțeles la Malta, în România urmează să se schimbe regimul politic, și în altă notă din 14 decembrie că guvernul român va fi înlocuit peste câteva zile de un alt guvern în care comuniștii nu vor mai avea preponderență. Mai mult decât atât, ce să-i spun. Și am publicat, sunt documente și sunt mult mai multe documente. Cu timpul o să începem să le publicăm. Aș vrea să știu cum au evoluat serviciile secrete în perioada comunistă. Da, am început să vă spun, da. Sigur că putem să stăm până dimineața să vorbim și nu e timp. Deci trebuie să facem foarte... Este foarte interesant subiectul. Este foarte interesant și sugerez celor care sunt interesați de acest subiect să caute revista noastră de la numărul 1, revista Vitralii, Lumini și Umbre. Ești pe internet. Este pe internet. Sunt băgate toate numerele, exceptând de ultimul, că întotdeauna nu putem să-l băgăm înainte, dar scoate. Și găsesc foarte multe elemente. În afară de asta, mulți dintre colegii ai noștri au scris... multe cărți despre lucruri reale cu privire la activități sau aspecte din activitatea Serviciului Național de Informații. Foarte importante sunt. Sigur, eu am scris această carte, Un risc asumat, care v-am oferit-o și dumneavoastră. Mulțumesc mult! Eu am scris-o referindu-mă atât la perioada imediat anterioară evenimentelor, cum s-a ajuns și cum s-au pregătit toate acele evenimente, că n-a fost nimic spontan. Cine mai crede, cred că puțin mai sunt să creadă în spontaneitate, totul a fost premeditat și pregătit cu mare migală și în detaliu. În fond a fost o diversiune declanșată cu mult timp înainte. Noi, serviciul de informații al României, am știut, chiar am mai spus-o eu, eram în conducerea contraspionajului român la vremea respectivă, am aflat informația că și în ziua când urmează să fie suprimat Ceaușescu, deci în octombrie, eu am știut că în 25 decembrie va fi lichidat. Cui să raportezi și cine să țină seama de informații de acest gen? Te mai scotea și la zid cumva că ești tu un trădător și vrei probabil să creezi probleme. Asta urmărești. Asta este riscul și deci am scris un risc asumat, este riscul, ți-l asumi atunci când devii ofițer de informații. Îl asum sau nu îl asum riscul? În momentul în care devii ofițer, cred că ți-l asumi. Ți-l asum că n-ai altă soluție. Nu ai altă soluție și în fond nu te obligă nimeni să fii, nu-ți convine și au fost situații, te-ai retras. Da? Nu sfătui pe cei tineri care vor să intre să facă acest lucru, să se retragă. E o activitate foarte interesantă la care puțini au acces și ești dintre puținii foarte bine informați. Dintre puțini, foarte bine informați. Un ofițer de informații este mai informat decât un politician, nu știu care, sau care își zice el că e politician. Asta este.
nu se întâmplă altfel nicăieri. Da. Din punct de vedere istoric, eu mi-aș permite să vă spun următorul lucru, și anume că în istoria Serviciilor de Informații Românești observăm continuitatea. Știți ce înseamnă asta? Că niciodată nu a fost un hiatus, ceva, o gaură neagră. Adică a fost Morozov, în 40 l-au arestat antoneștienii, l-au băgat la Jilava, l-au omorât legionarii, dar asta nu înseamnă că a dispărut serviciul secret. A mers mai departe, a fost preluat de Eugen Cristescu, l-a dus mai departe până în 44. În 44 este arestat Cristescu, serviciul merge mai departe, cu rușii pe cap, dar reușește să-și facă structuri noi, să colaboreze. Apoi vine perioada aceasta de instituționalizare a regimului comunist, începând cu 30 august 1940, când se formează Direcția Generală a Securității Poporului, apoi a Securității Statului. Sigur, modelul sovietic domină, dar ofițerii de informații SSI, specializați în contraspionaj și în informații externe, așa se spune elegant, chestiunea cu spionaj. Nu mai e un titlu peorativ. Nu mai este, dar vă rog frumos să mă credeți, de acum 2 ani când l-am auzit pe directorul de atunci al SIE, pe domnul Răzvan Ungurean, pentru care am un respect deosebit, dar când l-am auzit spunând că în momentul în care ofițerii noștri ai SIE părăsesc granițele țării, din momentul ăla ei devin niște infractori, vreau să vă spun ca istoric, am refuzat din momentul ăla să mai vorbesc despre spionaj. Spionajul este o infracțiune gravă, trecută în toate, în toate codurile penale ale tuturor statelor, ca cea mai gravă infracțiune, infracțiunea de spionaj și de trădare. Se pedepsește cu 20 de ani, 25 de ani sau cu execuție. Știți? Eu ca șef al unei structuri, haideți să spun cum spune legea. Legea spune că e vorba de un serviciu de informații extern, deci cu lege informații din exteriorul țării. Da? Bun, chestia de spionaj înseamnă că fur secrete, e o altă chestiune. Se fac și lucruri mai delicate, dar dacă legea spune așa, haideți să folosim legea. Vedeți, asta înseamnă statul de drept, când vii și utilizezi expresiile pe care ți le pune legea. Nu folosești alte expresii. Domnul profesor, iertați-mă, vreau să vă completez. Nu? Vă rog frumos. Deci, sigur, acea eroare care cel puțin noi, ofițerii de informații, am dezavuat-o și ne-am spus ce înseamnă să pui în fruntea unui serviciu de informații un nepriceput, un neavenit. O fi având calități, dar când ajungi în fruntea să conduci un asemenea serviciu, nu neapărat trebuie să fii ofițer de informații, dar trebuie să te integrezi și să știi ce spui. Să nu faci niște afirmații care nu le mai poți retracta. Nu se poate. Când un șef de serviciu de informații, că intern, că extern, spune ceva, trebuie să fie foarte atent. Și cel mai bine să iasă foarte rar sau deloc pe televiziune. Și un alt aspect, îmi pare rău că tot a venit vorba despre același personaj, ce spune la un moment dat, tot în același interviu, din 2010, în februarie, mi se pare că în lumea globală de astăzi problematica de securitate atât de complexă încât acum totul e pe bani, inclusiv inteligența, adică munca de culegere de informații, activitatea de informații. Și spune domnia sa textual, și anume, îmi dai un euro, îți dau o informație de euro. Îmi dai un milion de euro, îți dau o informație de un milion de euro. Nu vă supără. Am spus la vremea respectivă, am intervenit și am făcut tot public într-un alt interviu corectură. Nu, în serviciile de informații, într-adevăr, se folosesc sume de bani mai mari, mai mici, dar în serviciu de informații se lucrează cu sufletul, cu convingerea, cu riscul asumat. Aia este marea chestiune pe care trebuie să o cunoască oamenii. Dacă nu
ai, nu ți-asumi riscul, nu găsești tu sincer că ai menirea să faci așa ceva, n-ai o doză de patriotism, nu faci nimic în serviciul ăsta, te pierzi, te cumpără primul venit. Înțelegeți? Deci nu întotdeauna banul este hotărător în informație. Și sufletul este la fel de important. Asta am vrut să intervin puțin ca oamenii să înțeleagă de ce această miză enormă pe serviciile de informații, de ce există denigratori, de ce acuză fosta instituție de informații pentru securitate a vechiului regim atât de dur. Și la acest spectacol dezagreabil la care am ajuns astăzi, ei n-au fost în stare din 1990 și până acum să facă o lege a securității unde să definească clar ce este securitatea și cum să face securitatea cu ajutorul activității de informații, rolul serviciilor de informații și așa. Nu avem o lege a securității naționale, avem legea siguranței, care e cu totul altceva. Uitați-vă în dicționarul explicativ al limbii române, la siguranță o să vedeți că e un sistem de ăsta care asigură circuitul electric. Înțelegeți? Nu avem, noi trebuie să lucrăm cu noțiunile pe care le folosesc și partenerii noștri din Uniunea Europeană și din NATO. Asta este, și termenul este securitate. Și nu avem o lege a securității. În schimb, îi vezi cu mentalul ăsta antisecurist, de dimineață până seara, ăla a fost securist, ăla nu știu ce a făcut, ăla are dosar la CNSA și așa mai departe. După 22 de ani, tot fosta securitate este de vină pentru acest spectacol dezagreabil care ni se oferă. Nu suntem în stare să facem o lege a securității și bârfim fosta securitate care nu mai există de 22 de ani. Asta este marea problemă pe care oamenii trebuie să o înțeleagă și să-și o explice din, hai să spunem, istoria serviciilor de informații române. Da, domnul Teodorescu, domnul, spuneți. Vreau să completez. Da, deci, vă rog. Pachetul de legi, așa se cheamă, privind siguranța, securitatea națională, există. Deci a fost elaborat. Zace în niște sertare, pe la niște comisii parlamentare, chiar eu am discutat în urmă cu 2 ani cu președintele unei asemenea comisii parlamentare și eu nu-i dau numele ca să nu-i fac propagandă. Da, am înțeles. Noi nu suntem angajați politic sub nicio formă. Așa, deci și l-am întrebat de ce nu o puneți în dezbaterea Parlamentului acest pachet de legi care a fost elaborat și au muncit o grămadă de oameni mult timp ca să fie exact ceea ce trebuie României în această etapă. Păi, dar mai trebuie făcut astea. Ne ajutați? Absolut, suntem la dispoziția dumneavoastră oricând. Și eu și ceilalți colegi ai noștri care cât de cât ne mai pricepem la această activitate, absolut ne punem în slujba realizării acestei legislații, care e absolut necesară și nu poate fi lăsată așa în aer, nereglementată, legal. Că or să ajungă la fel, eu am mai avertizat, acum zic securiști, mâine, poimine o să zică sereiști, în sens peorativ. Și am zis, nu se poate așa ceva. Dom'le, rezolvați-vă problemele voastre politice între voi, scoteți-vă ochii, scuipați-vă, înjurați-vă, lăsați Serviciul Național de Informații să-și facă treaba dacă aveți nevoie de el. Dacă n-aveți, desfințați-l și descurcați-vă singuri. L-ați desfințat în decembrie 89 și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Când v-ați văzut că nu știți nimic ce se întâmplă în România și cu evenimentele de la Târgu Mureș, cred că măcar dacă nu le-ați trăit așa, ați citit și știți ce s-a întâmplat, abia atunci au văzut că sunt total descoperiți și nu știau nimic. Că acele evenimente au fost pregătite de, cum să le zic, adversar, că nu pot să le zic altfel, din interesat să rupă o parte din teritoriul României. Nu? Și n-au știut nimic. I-am spus-o asta și direct și domnului președinte Ion Iliescu. Zic, când n-ați avut încotro, imediat ați reînființat Serviciul Național de Informații. Sub o denumire, n-are importanță denumirea lui. Am spus, putea să-i spună și o denumire de-asta inocentă, să-i spune un nume de floare, ceva, care-i problema? Nu, asta e important, important. Ce misiuni îi dai să îndeplinească Serviciul Național de Informații, dacă are legi în baza cărora să-și desfășoare activității, ca să nu vii pe urmă să-l acuzi de nu știu ce?
că a făcut și că cine stabilește activitatea și domeniul în care să acționeze Serviciul Național de Informații. Forța politică, dintr-un moment sau altul. Nimeni nu-i trage la răspundere pe cei care au stabilit ce să facă Serviciul Național de Informații, îi trage pe oi care au făcut. Cineva trebuie să facă. Da, caută-i. Deci sunt multe chestiuni care trebuie clarificate, ce spune și domnul profesor. Este foarte adevărat și noi ne zbatem și în astea să atragem atenția că nu astea sunt problemele importante ale României în acest moment și nu numai acest moment de 22 de ani încoace și nu se face nimic, se deturnează atenția opiniei publice spre aspecte total neimportante din acest punct de vedere. Nu o să trăiască românul mai bine dacă mai scoate nu știu care de acolo un dosar, că nu știu care că a colaborat cu un serviciu străin de informații. Dacă a colaborat cu un serviciu străin de informații, înseamnă că este trădător și trebuie judecat și condamnat de justiție conform codului penal român. Ăia nu sunt condamnați și judecați, nu sunt judecați și condamnați, în schimb, ăi care i-au depistat sunt trași la răspundere. De ce ai prins pe ăla că e trădător? Sigur că eu o simplific, dar avem cazuri și sunt cazuri publice. Cazul Mircea Răceanu este ultra cunoscut. Trădător absolut prins asupra faptului. Documentat, judecat, condamnat la moarte și, mă rog, mutat pedeapsa la avem închisoare. Avem un articol din numerele vine noastre. Pe urmă, cred că chiar domnul Ion Iliescu, nu numai că l-a absolvit de această trădare și de sară, l-a mai și decorat. Cu un altă este rușinea rușinii pentru noi ca români. Nu poți să accepți. Cât ai fi departe de această activitate, nu e greu să înțelegi. Și atunci, ălalt care rămâne în sistem. Ce, dom'le, mai muncesc eu, mai sacrific viața și toate pentru țara românească. Dar gândiți-vă, numai o secundă, mă scuzați că intervin. Eu am lucrat peste 16 ani, ultimii 16 ani, în sistemul de învățământ al instituției. Ultimii 9 ani am fost și decanul facultății de informații și vreau să vă spun că am avut foarte mari greutăți în fața studenților să le explic acest gest incalificabil al înaltei autorități de stat, care este președintele României, în momentul când l-a decorat pe Răceanu. Înțelegeți? Mă întrebau copiii, să uitau în ochii mei, viitor ofițer de informații: domnul profesor, noi ce facem? Ce ne învățați să facem? Că înțelegem că dacă trădezi țara, vei fi decorat. Și am spus, nu așa. Nu așa. Meseria voastră de ofițer de informații e una, regulile scrise și nescrise ale deontologiei profesionale vă rog să le respectați, iar gafele politice dați-le la o parte, pentru că voi n-aveți voie să faceți politică. Lăsați politicienii în prostia lor. Că altceva n-aveam ce să le spun, cu scuzele de rigoare și pentru expresie și pentru marea personalitate care a fost domnul Iliescu. Dar fac gafe monumentale care se răsfrâng asupra mentalului viitorilor ofițeri de informații. Și apropo de mental, mentalul ăsta colectiv, construit cu foarte mult profesionalism de centre de propagandă foarte, foarte profesioniste, da? Vă spuneam, spiritul ăsta și mentalul ăsta colectiv al clasei politice românești, antisecurist. Nu vedeți? La orice chestie, ăla e securist, ăla are dosar la nu știu ce. Doamne, parcă sunt niște copii, să joacă așa cu niște jucărele, cu niște expresii, ei nu gândesc asupra consecințelor. Și am un eseu, o să vă dezvăluie, o să-l public zilele acestea, antisecurismul nu mai este interesant pentru nimeni. Nu ține nici de foame, nici de sete, nici de frig, nici de căldură, nici măcar de amuzament.
este un mental devenit penibil în fața problemelor cu care societatea românească de astăzi se confruntă. Și trebuie clasa noastră politică să depășească acest mental colectiv. O să luăm o scurtă pauză publicitară, după care revenim la discuția noastră. O mulțime de steluțe. Dar eu nu le vreau pe toate, vreau numai una, Steaua Dunării. Aici găsesc un peisaj mirific și oameni extraordinari. Aici îmi voi petrece concediul anul acesta, la pensiunea Steaua Dunării. Eu sunt Călăuza și mă prezint sub 5 forme. Merlot, fetească regală, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc și fetească neagră. Promit să vă răcoresc vara asta. Serviciile oferite de Pensiunea Europa, cu o capacitate de 22 de locuri de cazare, un restaurant cochet și o terasă de vară, vă asigură de o ambianță rafinată și elegantă, ce vă vor face șederea plăcută. Calitatea serviciilor vă recomandă Pensiunea Europa. Vasul Flamingo, cu o capacitate de 75 de persoane, vă așteaptă cu tot confortul pentru o croazieră ori pentru un eveniment deosebit din viața dumneavoastră. Hai să mergem în croazieră cu Flamingo! Ei, bună! Ce faci? Ce să fac, dragă? Nu știu unde să merg. Nu știu unde să mergi, dar ce ai? E foarte simplu, draga mea. Se rezolvă. Te duc eu acolo unde le pasă de noi. Haide! Acolo unde găsim medicamente ieftine și mereu un raft și mai au și reducere de 5% la rețete compensate și gratuite. Hai la Ecofarm, pe strada Walter Mărăcineanu, numărul 1, lângă piața agroalimentară, sau pe Splai Mihai Viteazu, numărul 10, lângă Spitalul Județean. Partea dumneavoastră cu Ecofarm. Salut, prietene! Am venit să-ți aduc serviciile digitale ale viitorului. Abonează-te acum la Acta Cablu sau Acta Internet și beneficiezi de 50% reducere pentru primele 3 luni de abonament. În plus, ai abonament gratuit la Acta Telefonie și 20 de minute naționale incluse. Te așteptăm la sediile Acta și la reprezentanții noștri din localitatea ta. Aha, aha, aha. Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha. Geht es immer nur bergab? Aha. Geht nur das, was du verstehst? Aha, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. It was right for you to run. Schneller, das ist los!
prea rebel să fii condus. O campanie inițiată de Agenția Națională Antidrog. Eu fără viteză nu pot trăi. E tot ce-mi doresc. Dacă nu merg mai repede, simt că mor. Chiar nu cred că mai rezist atâtea sute de kilometri. Redirecționează către Smurd cei 2% din impozit pentru a cumpăra un avion sanitar pentru urgențe. Detalii pe fundația.smurd.ro. Tare asta! George, ar fi mutat dama la C2 și e rămas. Este mutarea ta, fără etnobotanice. Absentul. Pachetul cu mâncare al copilului școlar trebuie să conțină cel puțin un fruct. Rețetă prescrisă de Fundația Română a Inimii. Doamnelor și domnilor, am revenit. Alături de mine în platou se află domnul Filip Teodorescu, președinte Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, și domnul Cristian Troncotă, profesor universitar doctor și redactor șef la revista Vitrali. Discutam ceva mai devreme despre serviciile secrete românești. Da, subiectul este destul de interesant, foarte complex. Noi să vă ziceam, să spunem câteva lucruri și despre revista noastră. Noi acum 2 ani și jumătate, când am pornit proiectul, ce am urmărit cu această revistă? 3 obiective mari, fundamentale. 1. Să recuperăm memoria orală a foștilor ofițeri din Serviciile Române de Informații, adică această experiență extraordinară cu care au trecut în rezervă și pe care o dețin, și dacă nu reușim prin interviuri, prin articole să o valorificăm, din punctul meu de vedere ca istoric, cred că istoriografia va fi văduvită de un bogat material documentar și va fi văduvită de izvoare istorice autentice. De ce? Pentru că un ofițer de informații niciodată nu va reuși într-un raport de 5-10 pagini să scrie tot ce a făcut el în rezolvarea unui caz. Sunt multe secrete cu care rămâne. Și sigur că deontologia profesională face ca să păstreze aceste secrete până la sfârșitul vieții, pentru că este expresia domnului Filip Teodorescu. La început am trecut așa ușor, dar când am reflectat mai serios, am început să îi dau dreptate. Eu și eu spuneam că sunt în rezervă, iar dânsul mereu mă atrăgea atenția, vezi că în munca noastră nu există așa ceva. Adică ești ofițer de informații până când închizi ochii. Deci, în sensul evident, și după, da, în sensul că trebuie să te conformezi unor reguli stricte. Așa este meseria. Trebuie să respecti aceste reguli. Dar una este să păstrezi acele secrete care nu le vei putea devoala niciodată pentru public, nici nu sunt necesare cunoașterii istoriei, dar ai această datorie morală în fața societății să
utilizezi, să faci publice acele date, informații pe care le deții și care sunt utile scrierii, cunoașterii istorice. Deci ăsta ar fi un obiectiv, deci recuperarea memoriei orale, da, a foștilor ofițeri de informații. A doua, cultura de securitate. Trăim într-o lume complexă, globală. Lordul Robertson spunea acum câțiva ani de zile în urmă, când era secretar general NATO, că pentru a rezista riscurilor de securitate în epoca globală, societatea trebuie să aibă, să beneficieze de cultura de securitate ca parte componentă a culturii universale. Deci va trebui să facem cultură de securitate societății. Bine, prin acestea evident ne-am propus și noi ca obiectiv cultura de securitate. Și în al treilea rând, opinia ofițerilor. Prea au fost bajocoriți timp de 22 de ani ca să nu aibă și ei un spațiu public unde să se exprime și să spună punctul de vedere. Chiar în numărul 11, acest ultim număr, o să vedeți un grup de articole, studii de fapt, foarte erudite, după toate regulile unei acribii științifice, despre CNSAS, despre aceste încălcări flagrante ale drepturilor cetățenești pe care le face CNSAS-ul în ziua de astăzi vis-a-vis de foștii ofițeri de informații. Din însărcinarea factorului politic. E o instituție. Nu? Da, da, noi nu ne războim cu instrumentul. Ce se întâmplă mâine la ora 10? Da. Mâine la ora 10 avem un simpozion. Vom prezenta revista, vom prezenta și cărți, majoritatea dintre ele fiind produsele noastre, neplagiate, da? Sunt făcute numai din experiența istorică. Trebuie da? Să spuneți neapărat acest lucru. Păi văd că trăim într-o perioadă în care proprietatea intelectuală trebuie subliniată. Când aici este și un domeniu în care într-adevăr n-ai pe cine să plagiezi, că dacă încerci să plagiezi, ar putea să ai soarta celui pe care l-ai plagiat. Da, glumesc. Vom avea la ora 10 în sala de sala sindicatelor, da, o întâlnire cu publicul de aici, din oraș. Accesul e liber. Accesul este liber. Vrem să facem o prezentare a revistei și a cărților și, evident, un dialog, să fie așa o prezență interactivă a noastră, să dialogăm cu oamenii, să ne întrebe. E, să știți că e un eveniment și nu de multe ori te întâlnești cu această șansă să pui întrebări unui om care a lucrat 12 ani în spionaj și tot atât în contraspionaj sau mai mult. Da, m-a făcut mai... Știți, foarte rar te întâlnești cu așa, așa ceva. Este. Și atunci, da, sigur da. Că îi invităm pe toți cei care doresc să ne cunoască, să dialogueze cu domnul Filip Teodorescu, cu noi ceilalți, din redacția revistei Vitralii. O facem cu multă plăcere. Am mai făcut, avem deja în acești 2 ani o experiență acumulată, am fost primiți foarte bine în mari orașe ale țării, la Sibiu, la Cluj, la Iași, la Galați, am fost la Râmnicu Vâlcea, Târgu Mureș, Alba Iulia. Întotdeauna am fost primiți cu foarte multă căldură, sălile se dovedeau neîncăpătoare, oamenii doreau să dialogheze cât mai mult cu noi, să-și spună și dânsii să afle niște lucruri direct de la sursă, nu? Da, da. Nu de astea strecurate. Și noi sperăm să avem mâine la fel o nouă experiență. Domnule Teodorescu, mass media v-a prezentat ca o piesă importantă a spionajului românesc. Cât este legendă, cât este adevăr? Sigur că legendele întotdeauna au existat și vor exista.
Exact, am mai avut recent un interviu, o să apară în numărul 12, cu un om foarte aplicat asupra acestor chestiuni și asemănări cu James Bond, cu asta mi se pare deja de... Nu vreau să zic de prost gust, dar oricum pe mine nu mă pasionează asemenea asemănări. Ofițerul de informație, sigur, își place meseria pe care a acceptat-o, am acceptat-o. Recunosc, aș fi vrut să fiu altceva, dar așa s-a întâmplat. Și o face cu, trebuie să o faci cu pasiune și cu aplecare. Sigur că am lucrat foarte mult în informații externe ca să preiau expresia domnului profesor, că nu-i place să spună spionaj, mie îmi place. Să-i spun, deci e o profesie, foarte importantă pe care nu o pot face decât oameni bine pregătiți și inteligenți. Că un neisprăvit nu poate să o facă și nepregătit, că n-are cum. Așa, precum și în contraspionaj, dar cei mai mulți sunt spionaj, dar și în contraspionaj și niciun contraspion nu poate să fie un oricare. Trebuie să îi descopere niște oameni foarte bine pregătiți și instruiți și abili și ca să nu-l prinzi, nu? Și atunci contraspionul, sigur că are și mai multe posibilități ca să-l găsească și să-i descopere activitatea, dar trebuie să nu fie mai prejos decât spionul. Deci sunt niște chestiuni de... Și niciodată nu mi-a părut rău sau să fiu, cum să spun, să fie rușine să recunosc că sunt ofițer de informații. Sigur, mulți ani și foarte mulți ani n-aveam voie să spun. Alții mă cunoșteau că sunt altceva. Asta este în activitatea aceasta. Dar când a fost în decembrie 89, sigur că m-au pus pe toate televizoarele și pe toate ziarele și s-a terminat cu conspirativitatea și cu... Sigur că pe urmă am mai încercat să mai repare, era deja mult prea târziu. Noi acum, sigur, nu facem deconspirări care ar putea aduce atingere intereselor naționale, ce spunea și domnul profesor, eu ca dânsul e teoretician, eu sunt practician în domeniu, nu vom face niciodată dezvăluiri care să afecteze interese majore naționale. Nu, noi nu suntem politicieni ca să ne reglăm niște interese de accedere. Nu vrem să accedem, nu ne băgăm în politică sub nici o formă. Ofițerul de informație își păstrează demnitatea și echidistanța și nu are responsabilitate decât față de țara lui. Deci, și așa rămâne. Și nu zic că nu au fost în sistem și vor mai fi și uscături. Și am avut cazul de trădare. Cazul cel mai celebru, dacă îi pot spune așa, al lui Pacepa, Ion Mihai Pacepa, de acum este subiect de literatură și de studiu în toată lumea. Numai în România, sigur. Și mie mi-a fost șef. Și așa s-a întâmplat. Era și a fost un trădător de țară. Nu al lui Ceaușescu, ales Popești. A trădat țara. Și pentru bani, ca și Răcean. Avea sute de mii de dolari în cont și în America, plus bani care îi dădeau americane aici. Și deși era director în Ministerul Afacerilor Externe. Deci am, o apropo importantă. De ce spune domnul Teodorescu, am văzut un document publicat acum într-o lucrare, provine din Arhiva Mossadului. Și acolo era redat un dialog între un ofițer al Mossadului, e serviciul de spionaj al Israelului, și un ofițer român din DIE, Direcția de Informații Externe, cum se numea structura aceasta de spionaj înainte de 89. Și despre ce era vorba? Îl întreabă ofițerul român pe ofițerul Mossadului, tu știi ceva? Ăsta pentru cine a lucrat? Vorbeau de Pacepa. Și ofițerul israelian îi răspunde, domne, ăsta a lucrat, știm sigur, pentru toți cei care l-au plătit. Da. E foarte interesant. Absolut. Aș vrea să ne spuneți ceva, nu, despre Revoluția din 89.
a fost lovitură de stat, a fost revoluție. Nu folosesc termenul de revoluție, că sunt unul documentat, să spun, mai documentat asupra acelor evenimente, pentru că le-am trăit și le-am cunoscut anterior de a se produce. Deci, informații, Serviciul Național de Informații a deținut cu mult timp înainte de a se produce acele evenimente. Evenimentele erau inevitabile, erau programate, au fost pregătite, convenite de Uniunea Sovietică, mă rog, și cu aliații lor. Nu, România nu făcea parte dintre aliații Uniunii Sovietice, dimpotrivă, și cu occidentalii, în primul rând cu... De fapt, întâlnirea dintre... La Malta, da. La Malta este arhi cunoscută, iar noi, ca Serviciu de Informații Român, noi am știut problemele care s-au discutat în largul mării, pe un vapor, între Gorbaciov și, cum îl chema, de președintele american? Bush. Bush. A fost informat Ceaușescu, era normal, era șeful statului. N-a dat prea multă atenție, ce amintea și domnul profesor. N-a dat prea multă atenție acestor informații și evenimentele s-au produs. Adică noi am sperat, noi, Serviciul de Informații, cei care eram și în conducerea Serviciului de Informații, că va înțelege și se va retrage. Asta era soluția, să se retragă. Să zică, fie la congresul ăla al 14-lea care a fost în noiembrie 89, am așteptat și am și încercat să influențăm, să inducem această soluție, sigur, cu mare grijă, că te punea la zid, ca trădător. Dar da, era singura soluție să nu se ajungă la dezastru care s-a ajuns în România, pentru că totul era pregătit să se producă acest dezastru. Deci nu avea nicio scăpare. Din păcate s-au produs cu acele victime și distrugeri enorme, care nu s-au produs în nicio altă țară din Europa, foste socialiste sau comuniste, cum le-au zis, și păcat că s-a produs așa, și mai ales când se știa că nu se poate, că nu e altă cale. Se convenise să perimase politica și, cum îi spune, sistemul socialist era perimat, nu mai avea nicio șansă. Și atâta vreme cât Mihail Gorbaciov, care era vârful socialismului sau comunismului, a căzut la înțelegere cu occidentalii, s-a terminat. Ei au reușit să-l capaciteze pe Mihail Gorbaciov, care a fost de acord și încântat să joace acest rol de distrugere a sistemului în fruntea căruia s-a aflat, iar noi am fost o victimă, România, pur și simplu o victimă. Nu trebuie să ne facem niciun fel de merit a ce s-a întâmplat. Nu avem niciun merit, dimpotrivă. Eu zic că merit pe ce. Și mulți nu vor să tacă din interese mărunte, personale, meschine, de mărire, de alea, că a făcut, că a fost, că a adres, să obțină niște foloase. Asta s-a întâmplat întotdeauna. Din păcate, ne caracterizează, să zicem, pe unii dintre noi, românii. Da. Serviciul secret, Securitate, a fost mult blamată în perioada post-decembristă. Da, da, e blamată și acum. Este blamată și acum. Asta este mentalul colectiv indus. De profesioniști. Indus de cei care au vrut să-și acopere mârșăviile pe care le-au făcut sau le-au tolerat în decembrie 89 și imediat ce după. Se dorește să se acopere. Aici, haideți acum să o spunem. Aruncăm totul pe ăștia. Foarte, foarte clar. A recunoscut-o și domnul Petre Roman pentru chestia asta, tot în calitate de memorialist, pentru că s-a confruntat cu evenimentele respective, a recunoscut. Și anume, povestește că în aprilie 1990 a venit generalul Caraman, care era nou director al Serviciului de Informații Externe, deci Serviciului de Spionaj post-decembrist, da? Și îi spune, domnule prim-ministru, s-a creat în România o stare intolerabilă, pentru că sunt peste 30.000 de turiști sovietici care n-au părăsit țara. De față era și domnul Sergiu Nicolaescu și intervine în discuție și spune, Petre, haide să spunem oamenilor adevărul, din ăștia, adică din ăștia 30.000,
să recunoaștem, doar jumate erau turiști. Adică jumătate, deci 15.000 nu erau turiști, dar ce erau? Agenți. Agenți, da? Când pleacă ei? În octombrie 1990. Deci România, timp de un an de zile, mai bine de un an de zile, a fost ocupată de 15.000 de turiști neturiști sovietici. De plus agenți. Trădătorii din deci țară. Asta da? A fost lupta în decembrie 1989 între securitatea sovietică și securitatea noastră. Noi ne apăram și nevoile și neamul și ei erau, au invadat țara. Despre asta este vorba. Și apărau și erau la muncă. Da, nu e vorba numai de... Știți? Despre asta. Dar nu se vrea să se recunoască, nu se dorește să se spună adevăr. Am citit zilele trecute în enciclopedia Blackwell. Este cea mai nouă enciclopedie a gândirii politice. Este făcută de britanici, de un colectiv de cercetători din Anglia. Și ce spune acolo la cum definesc ei noțiunea de revoluție? Spune așa, că înseamnă lanțul de evenimente care, deci un lanț de evenimente care duce la schimbarea unui regim politic. Păi, deci, la noi, demonstrațiile anti-ceaușiste, fuga ceaușeștilor, execuția lui, execuția de la Otopeni și Marele Stat, clădirea statului major general a ofițerilor de securitate a lui Trosca și a militarilor din trupele de securitate de la Otopeni. Prezența trupelor acestor turiști în România. Toate acestea sunt niște evenimente care definesc Revoluția Română. Deci când lovitura de stat, preluarea puterii de către un grup pro-sovietic care fusese instruit, nu-i așa, cu studii la Moscova și așa mai departe. Deci toate acestea înlănțuite, mineriadele, nu, au fost 3 mineriade până pe 14-15 iunie 1990. Și hai să spunem, toate făcute în prezența ocupației sovietice. Pentru că e vorba de ocupații, sunt 15.000. Sunt 15.000. Iau cifra mică din datele noastre de la dispeceraș. Asta rezultă că ei în toamnă intrase 64.000. Astea sunt datele date de oneroasa, între ghilimele, instituție. Dar acum ei, revoluționarii, recunosc, cei care s-au confruntat, recunosc măcar acești 15.000, ultimii pe care i-au scos ei din țară în octombrie 1990. Nu mai am văzut la un moment dat că erați nerăbdător să spuneți ceva. Da, da, sigur, în raport cu totdeauna mai sunt de completat. Deci trebuie să renunțăm la termenul acesta de revoluție și să convingem lumea și cei pe cărora nu le convine să renunțe. De altfel, vreau asta să completez. În ultimele interviuri date de generalul Victor Stănculescu de la Jilava, de închisoare, el, clar, și am urmărit pe ecranele televizoare, că el a organizat și a făcut, a realizat această lovitură de stat militar. Că, dacă nu era el. Deci, în legătură cu Stănculescu, noi, contraspionajul român, știam că este în legătura MI6, serviciul de spionaj englez. N-a fost cu rușii. El aici a fost cu rușii. Erau ceilalți și erau destui din armată. Mai ales de, la, de acolo s-au orientat sovietici spre ofițeri din armată. Dar el s-a pus de acord și o recunoaște el și întâlnirea lui din vară de la Balaton din Ungaria și cu un reprezentant al spionajului sovietic. Da, erau și ungurul și de la englez știa exact ce are de făcut. Deci el a acționat exact după programul care i-a fost stabilit. Deci
În primul rând, deci a fost și el la Timișoara, unde am fost și eu, deci el acolo și l-au condamnat și acum execută o condamnare de 15 ani pentru reprimarea Revoluției de la Timișoara. El n-a făcut nimic acolo. Că știa ce urmează. S-a eschivat extraordinar. Nici nu era misiunea lui să facă ceva. Era șeful Marului Stat Major, generalul Gușe Ștefan, care era comandantul trupelor. El, Stănculescu, avea responsabilitate pentru problemele de logistică în cadrul ministerului. Și, sigur, în asta avea și cu aprozionarea, și cu armament, și cu asta, de-aia umbla foarte mult și un tip foarte informat și foarte mult mai larg în vederi decât era generalul Gușe, un patriot de altfel, dar săracul nu avea cunoștințele necesare ce se întâmplă în lume. El știa de armată și că trebuie să-și apere țara de orice dușman care vine să atace România. Și asta a făcut. Deci el recunoaște și deci acolo când l-a numit Ceaușescu să preia el, că era nemulțumit, deci cum acționa Gușii, el s-a eschivat, s-a dus și a zis că are o criză biliară, s-a internat în Spitalul Militar din Timișoara. A văzut că nu merge și l-a chemat să-l schimbe și să-l pună ministrul apărării în locul lui Milea înainte de a se împușca, Milea. N-a avut încotro, dar a plecat cu un avion de la Timișoara și a pus piciorul în gips până în shoulder, nu mai putea nici să meargă. El o spune direct, a făcut-o să scape, să nu-l pune, că eu știa ce urmează, știa ce are de făcut. El l-a arestat pe Ceaușescu, el a chemat elicopterul pe acoperișul sediului Comitetului Central, l-a condus și l-a urcat și l-a dus spre moarte. Deci toate au fost și imediat... Și a fost și martor în completul de judecată. A asistat. Așa, deci a stat pentru că el deja dăduse ordin și era ca să-i împuște fără judecată. Și erau pregătiți și oamenii de-ai lui de acolo instruiți ce să... Deci el o recunoaște și spune tot ce a făcut. Cum a dat ordine, cum a făcut, tot. Și atunci, ce vorbim? Care e revoluția? A cui? Care este problema? Am cel mai mare respect pentru cei care, sătui de comunism, au ieșit în stradă, au protestat, absolut, au făcut. Pentru cei de la Timișoara, pentru cei de la Cluj, de la Sibiu, de la București și din celelalte orașe, am cel mai mare respect pentru revoluționari care au ieșit cu sinceritate, cu pieptul gol, cum se spune, dar trebuie să recunoaștem că acești indivizi care au complotat și s-au folosit de o putere străină care în toate manualele de gândire politică și în toate enciclopediile de gândire politică, în ajutorul străin înseamnă trădare națională. Punct. Da, să nu uităm mâine la ora 10 să mergem la simpozion la Casa Sindicatelor, unde va fi lansat numărul 11 al revistei Vitrali. Și o să avem mai mult timp să discutăm despre foarte multe probleme interesante pentru cei care nu au lucrat în sistem sau nu au. Noi suntem deschiși, sigur nu facem deconspirări inutile, dar avem multe să le spunem și contribuim și noi, ce vorbea domnul profesor, la formarea culturii de securitate, adică oamenii să știe ce au de făcut, cum să se apere și cum să-și apere țara. Am înțeles, vă mulțumesc că ați fost în această seară alături de noi. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie să mai aflăm și noi mai multe amănunte. Și noi mulțumim. Doamnelor și domnilor, emisiunea din această seară a ajuns la final. Rămâneți alături de noi pentru că urmează știrile nopții. Sunt Irina Drăghia, vă mulțumesc pentru atenție.